Naruto a avut all in all așa o poveste destul de dark, dacă este să ne gândim, dar au existat câteva momente din această serie care chiar au reușit să iasă în evidență prin faptul că au fost mai ciudate așa, dar și triste în același timp. Să vorbim așa despre câteva dintre aceste momente din Naruto. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să spulberați butonul de subscribe pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Nicolae Gaming care zice: pe mine nu mă mai băgai în videoclipuri. Ok, Nicolae, hai că rezolvăm cu asta, ia locul de la începutul clipului. Cu toate că Naruto are momente și momente care pot varia de la momente mai happy până la momente dark, în adevărat sens al cuvântului, trebuie spus despre acest anime că el este unul destul de complex. Acesta reușind să iasă în evidență din multe puncte de vedere. De la războaie până la trădări, manipulări, dar și alte subiecte destul de grele, Naruto este unul dintre cele mai big anime-uri care au apărut vreodată. Naruto are așadar o mulțime de momente mai dark așa în serie, aceste momente atingând o gamă largă de subiecte. Masashi Kishimoto introduce aceste momente mai dark, adăugându-le încetul cu încetul în povestea principală din Naruto, construindu-le personajelor, background-urile, ținând cont de toate aceste lucruri. Momente ajung așadar să fie mai dark decât altele. Nașterea lui Naruto este unul dintre momentele mai dark ale acestei serii. Încă de mic copil, Naruto este tratat foarte urât de toți cei din sat, inclusiv de cei de la conducerea satului. Cu toate că tatăl său s-a sacrificat pentru bunăstarea satului. Și încă el avea în interiorul său bestia cu 10 cozi, toți cei din sat îl ignorau pe Naruto. Faptul că ajungea un host pentru un Jinchuriki nu era privit bine nicăieri în lumea din Naruto. Din cauza faptului că acest Jinchuriki au adus o mulțime de suferință lumii, cei care îi purtau pe Jinchuriki în interiorul lor erau de obicei urâți de celelalte persoane. Un alt moment dark de Naruto este momentul când Itachi îl face să sufere pe Sasuke, și anume când îl face să vadă prin ochii săi moartea părinților săi, folosindu-se de Tsukuyomi. Deși într-un fel Itachi a avut o intenție bună în a-l face pe Sasuke să-și vadă moartea părinților, decizia aceasta a fost foarte crudă, iar Sasuke l-a urât practic pe Itachi din acest moment. Experimentele lui Orochimaru sunt și ele considerate a fi unele dintre cele mai ciudate momente din serie. Ba chiar aceste momente sunt considerate horror în adevăratul sens al cuvântului. Pe lângă faptul că Orochimaru a luat decizia de a abandona Konoha și astfel a devenit practic un fel de terorist pentru această națiune, el a luat și un dark side, și anume că a început să facă experimente ciudate pe diverse alte persoane. Orochimaru a luat așadar decizia de a răpi un număr mare de copii și a început să experimenteze pe ei, obiectivul său fiind de a atinge imortalitatea. Nu doar că știm cât de greu este să fii un copil în lumea asta din Naruto, dar mai mult decât atât, să știi că Orochimaru face și lucrurile astea, și anume că răpește copii pentru experimentele sale, face ca situația să devină mult mai horror decât este deja. Cu toate că Sasuke nu a fost răpit de Orochimaru, el ajunge totuși alături de acesta și ajunge și el să fie aproape sacrificat de acesta. Un alt moment dark din Naruto este legat de Sasuke, și anume atunci când are loc lupta aceea dintre Danzo și Sasuke. Văzând că nu-l poate înfrânge pe Sasuke, Danzo o prinde pe Karin și îi spune lui Sasuke că o va ucide dacă acesta îl va mai ataca. Totul bine și frumos până în momentul când, fără nicio ezitare, atunci Sasuke merge mai departe și îl împunge pe Danzo prin Karin, spunându-i lui Karin că este useless. Scena asta este dark și în ideea că până în acest moment Karin era una dintre subordonatele cele mai de încredere a lui Sasuke și nu a demonstrat niciodată faptul că ar vrea să-i facă rău acestuia. Sasuke pe de altă parte efectiv riscă să o ucidă pe Karin fără a se gândi prea mult. O altă chestie în plus în ceea ce privește acest personaj este că pe lângă faptul că îl ucide pe Danzo, este cât pe ce să ucidă și pe Karin, pare că e și place acest lucru, și anume că era cât pe ce să-și ucidă cu echipierul. Scena în sine este și ea una la fel de dark, precum alte scene pe care le-am mai văzut așa prin Naruto. Sasuke a mai încercat odată să-și ucidă un coechipier, și anume pe Sakura. Într-un alt moment destul de emoționant așa din seria Naruto, Sakura îi zice lui Sasuke că încă îi mai pasă de el, dar Sasuke are un răspuns clar, și anume că acesta încearcă să o ucidă. Doar Kakashi mai reușește să o salveze pe Sakura în acel moment. Dorința aceasta lui Sasuke de a ucide pur și simplu, știind că ei au avut așa o istorie împreună, a fost una destul de big, dar și sad overall așa în serie. Un ultim moment dark din seria Naruto a fost ultima luptă dintre Naruto și Sasuke, și anume lupta care reprezenta concluzia poveștii pe care am văzut-o în Naruto. În cadrul acestei lupte am văzut cum, cu toate că Naruto i-a oferit mereu suportul lui Sasuke, chiar și în ultimul moment Sasuke s-a întors împotriva lui Naruto pentru a se confrunta cu el pentru ultima dată. Cam acestea sunt unele dintre cele mai dark așa momente din Naruto. Dacă mai știți și voi alte momente mai triste din Naruto, puteți să le lăsați mai jos. Iar tot am vorbit azi despre Naruto, uite aici un clip în care zic care este legătura interesantă dintre Boruto și Chainsaw Man. Ia bag un tip aici ca să vezi despre ce e vorba.